Deputatul de Maramureș a Partidului Mișcarea Populară, Adrian Todoran, a făcut astăzi în cadrul unei conferințe de presă o trecere în revistă a activității sale de parlamentar din 2018 și a amintit jurnaliștilor ce și-a propus să facă în anul în care ne aflăm de ceva vreme. Astfel, acesta a afirmat că va depune un proiect care prevede dublarea alocațiilor pentru copii. De la 84 de lei la minim 170 de lei. Cum s-au găsit bani pentru pensii speciale, pentru ridicarea indemnizațiilor la parlamentari. Cum parlamentar, pe lângă salariu, să cheltuie bani cu avion, să cheltuie bani cu cazare, să cheltuie bani cu diurnă, nu este normal să se cheltuie aproape 100 de mii de euro anual cu un parlamentar, iar pentru un copil se investește 84 de lei. Cu 84 de lei în 2016, când s-a intrat la guvernare, se cumpărau 4 caiete și 3 pixuri, astăzi se cumpără 2 caiete și un pix mai de calitate. Parlamentarul speră ca proiectul său să fie susținut și de partidele aflate la guvernare, dar și de cele din opoziție. Un alt proiect pe care se va concentra vizează școlile profesionale și cele de meserii. Aceste școli profesionale și de meserii trebuie făcute pe zone și pe regiuni. Nu cred că vreunul dintre noi nu are vreo problemă, nu se mai găsesc instalatori, nu se mai găsesc mâine zidari, electricieni, nu mai găsim oameni cu care să lucrăm. Toți au facultăți foarte bine, toți au facultăți. Dacă mergem la o firmă privată, din 20 de angajați, s-ar putea ca 17 să fie cu diplomă de facultate. Dar nu prestează ca și, nu știu, cu diploma respectivă la respectiva societate. Școlile profesionale și de meserie au fost în atenția parlamentarului încă din campania electorală.